Bine v-am regăsit la Super Pariuri și începând de astăzi dăm drumul la caravana meciurilor din prima noastră divizie, Superliga. Probabil că știți despre noua înțelegere, noua denumire și evident că aveți în minte de unde vine noua denumire a campionatului nostru de fotbal, cel de toate zilele, Superliga. Așadar, nu mai este Liga 1, este Superliga. Din acest moment de astăzi, practic, astăzi vor fi primele meciuri în acest weekend cu ziua de luni. Inclusă va fi prima etapă și despre aceste meciuri ne vom ocupa astăzi, mâine, duminică și luni, pentru că am zis că fiind începutul merită, mai ales că e această schimbare, e această alăturare, Superliga, să vedem cât de super va fi și din punct de vedere al fotbalului, dar și din punct de vedere al pariurilor. Ok, astăzi, primele meciuri de astăzi, Hermannstadt, Mioveni și Universitatea Craiova, Sepsi. Începem cu Hermannstadt, Mioveni, primul meci, meciul de deschidere al noului sezon din Superliga. Foarte mult echilibru, n-am mai văzut de mult la un meci în fotbalul nostru, două echipe cu aceeași cotă, gazdele și oaspeții. Este foarte mult echilibru, Hermannstadt revine în Superliga, pe prima scenă, după un exil de un an în Liga Secundă. În vreme ce Mioveni s-a salvat, la mustață, dar s-a salvat în sezonul trecut. Bun, avem ce vă propunem noi astăzi. Sunt două pariuri, două idei de pariuri și una de super pariu. Prima idee de pariu se duce în zona cornerelor. O să ne ducem cu aceste tabele pe care o să le vedeți și astăzi și mâine, dar și săptămânile următoare, până când se mai adună meciuri din sezonul ăsta, o să ne ducem spre sezonul trecut, că alte repere nu avem în momentul ăsta. Sezonul trecut sunt echipele cu cel mai puține cornere în sezonul trecut. 39 de meciuri a jucat Mioveni în stagiunea trecută, a avut 160 de cornere, un pic peste, așadar, un pic peste 4 pe meci ca medie. Mizăm și noi pe asta, că nu va avea foarte multe cornere, mult mai multe cornere, mai ales că e în deplasare. Ne ducem spre prima idee, mai ales că joacă în deplasare Mioveni. Ideea noastră de prim pariu este pe cota de 1.60 sub 4.5 cornere oaspeți. A doua idee de pariu pornește de la acest grafic. Goluri marcate în meciurile directe, în 4 din cele 5 meciuri directe s-au marcat între 2 și 3 goluri. Bun, spre asta o să ne ducem și de data asta. E început de sezon, dar asta poate să aducă după sine și goluri. Avem o cotă bună, am găsit o cotă bună pe care vă propunem 2-3 goluri în această partidă pe cotă de 2.05. Iar super pariul acestei partide am ales din lista suficient de lungă, cele mai multe goluri marcate în repriza a doua, minim o repriză se termină la egalitate, avem o cotă aici de 2.80. Al doilea meci de astăzi, Universitatea Craiova-Sepsi, e la ora 9:30, e cumva și unul din meciurile frumoase, apetisante ale acestei prime etape. Vine Sepsi după ce a câștigat Supercupa în fața celor de la CFR Cluj, în vreme ce Craiova e favorită, ne uităm aici pe cote, jucând acasă este favorită și având și o revanșă de luat după ce Sepsi a eliminat, i-a scos din semifinalele cupei în sezonul trecut. Hai să vedem ce putem găsi aici, ce putem extrage la această partidă. Pornim de la rezultatele ultimelor 7 meciuri directe dintre Craiova și Sepsi. 4 victorii are Sepsi, 3 rezultate de egalitate, nicio victorie nu are Craiova. Așa că mergem și noi pe mâna celor de la Sepsi, pe mâna oaspeților așadar, pe cotă, pentru X2, cota este de 1.60. A doua idee de pariu pe care vă o propunem pornește de la acest grafic.
golurile marcate în ultimele 5 partide directe. Mai devreme am văzut bilanțul ultimelor 7 meciuri directe. Acum vedem ultimele 5 meciuri directe și vedem golurile marcate. În afară de un 1-0 în returul semifinalei de cupă, în toate celelalte meciuri, după cum puteți vedea, s-au dat măcar 2 goluri. Între 2 și 3 goluri, între 2 și 4 goluri la o adică, dacă ne uităm la 2022, pe asta am putea merge și noi. Între 2 și 4 goluri e propunerea noastră pentru al doilea pariu. Cota e 1.60. Și pentru că v-am oferit două idei cu cotă de 1.60, destul de mică, la Super Pariu vă dăm o idee cu o cotă mai mare. Craiova va avea peste 5.5 cornere, Sepsi va avea peste 1.5 cartonașe, ceva mai consistentă este cota aici, 3.10.